Vă prezint replica pentru pistolul STTI SP8 New. O copie fidelă a modelului USP, produs de Hacker & Co. O puteți găsi pe site-ul octagon.com după codul 1191. Ok, haideți să vedem ce găsim în cutie. În cutie găsim manualul de utilizare. Nu știu cât de bine se vede. Replica, cea mai importantă. Încărcătorul, care este deja în replică. Și o punguță cu aproximativ 100 de bile, pe care eu deja am început-o. Mai găsim și o cheiță, un nimbus. Cu acest nimbus putem regla camera pop-up, care se găsește undeva aici. Vedeți acest orificiu. Da, un mare plus pentru această replică reprezintă pop-up-ul reglabil. Ok. Este varianta pe green gas, fără blowback, precul. Mașinul este fix și este prevăzut cu o șină RIS pentru montarea de accesorii, lanternă, laser. Greutatea este una optimă pentru meciurile de airsoft, corpul replicii fiind fabricat din ABS, iar componentele interne din metal. Cântărește aproximativ 625 de grame și se simte bine echilibrat în mână, aproape ca o armă reală. Replica este bine finisată. Butonul pentru eliberarea încărcătorului este ambidextru, putând fi acționat cu ușurință în ambele părți. Am cumpărat replica în ideea folosirii acesteia pe post de armă de rezervă, sidearm, în meciurile de airsoft. Am găsit-o pe site-ul Octagon la un preț tentant de mic și dacă în prima fază nu aveam speranțe prea mari în ceea ce privește precizia, această replică mi-a depășit așteptările. Am testat-o cu bile de 0,25 de grame și are o precizie foarte bună. Iar sunetul pe care îl scoate este foarte plăcut urechilor mele. Viteza pe care o scoate este de până într-o 100 de metri pe secundă, încadrându-se astfel în limitele impuse la unele jocuri. Capacitatea încărcătorului este de 26 de bile, iar încărcarea cu green gas se face prin acest orificiu. Pentru mine a fost o adevărată aventură să găsesc și o teacă, un holster perfect compatibil cu acest model, motiv pentru care vreau să vă ușuresc căutările, recomandând o variantă de la Amomax, compatibil USP, pe care o puteți găsi tot pe site-ul Octagon, după codul
7-3-4-2. Teaca despre care vorbeam este aceasta, care vine cu adaptor pentru, atât pentru vestă, cât și pentru curea, care arată cam așa. De ce am ales această variantă? Pentru că este foarte ușoară, foarte bine stă fixată. Vedeți? Nu iese în timpul alergării sau orice altă mișcare bruscă, decât dacă acționăm butonul. Foarte ușor de scos. Ca să schimbăm adaptorul, avem în interiorul butonului un șurubel pe care trebuie să-l desfacem cu un imbus de genul și montăm teaca pe adaptorul de curea, dacă vrem să ținem, dacă ne-e mai ușor să ținem arma așa sau așa. De menționat este că acest pistol utilizează green gas, nu alt tip de gaz, nu recomand, pentru a nu strica replica. Și găsesc bile, multe bile. Haideți să și încărcăm pistolul. Să facem un test fără bile. Și acum să alimentăm încărcătorul. Avem încărcătorul plin cu bile și suntem gata de teste.